cât e mai mare împotrivirea, cu atât mai mare e oportunitatea. Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. 1 Corinteni 16:9. De fiecare dată când Dumnezeu pune în inima noastră o idee nouă, ne dă un vis, o viziune sau aduce o provocare nouă în viața noastră, inamicul va fi acolo ca să ni se opună. Dumnezeu ne cheamă în mod continuu la noi provocări, unele par mari și importante, altele mici și insignifiante. Oricum ar fi, când atingem un nou nivel în relația cu Dumnezeu, ne vom confrunta și cu un nou nivel de împotrivire din partea inamicului nostru, diavolul. Împreună cu opoziția vine însă și oportunitatea. Dumnezeu este întotdeauna cu noi, așa că nu avem de ce să ne temem. Unele lucruri pot părea prea mari pentru noi, dar nimic nu este imposibil cu Dumnezeu. El nu este surprins, nici speriat de nimic. Iar împreună cu El putem face față oricărei provocări care ne stă înainte. Dacă ești hotărât să atingi noi niveluri de dezvoltare spirituală la care te cheamă Dumnezeu, atunci nu renunța când întâmpini opoziție. Din contră, înțelegi următorul adevăr. Cu cât este mai mare împotrivirea, cu atât mai mare este oportunitatea ce-ți stă înainte. Fii nenfricat, ia-ți puterea și îndrăzneala din Duhul Sfânt, căci El este întotdeauna cu tine. Rugăciune. Doamne, nu mă lăsa să dau înapoi în fața împotrivirilor. Știu că ai planuri mari pentru mine, iar opoziția grea înseamnă doar o mare oportunitate. Mă încred în tine și știu că tu mă poți duce la noi niveluri de credință pentru a-i sluji pe alții prin dragostea ta.